Bueno, să vorbesc câteva momente despre speech-ul cu Deme Rădulescu și cu doamna Gaiță Blondă, care unul vroia nu știu ce și celălalt vroia altceva. Așa că trăim în ceva în epoca lui Caragiale, știi? Și în orașul lui Caragiale. Așa că ceva de genul. Se apropie campania electorală. Auzi mușterii. Aoleu. Aoleu. Aoleu, gicule. Aoleu, gicule. Gicule, ce facem? Vine campania electorală, gicule. Aoleu. Nici cu vorbe, nici cu plocoane n-o să ieși. Aoleu, gicule. Nici cu vorbe, nici cu plocoane. Cum? Doamne ferește! Ia auzi, golanul din mine începe să dea perle pe gură. Nici cu plocoane nu o să ajungi ce o să vrei. Dacă ți-a zis cineva ceva, frate, cum? Să vină ăla, să mă lase fără osul de ros? Aoleu, mai bine scot golane pe gură. Nu? Ai vezi, pe stradă, pe negrind, pe acolo, pe dincolo. Doamne ferește, Doamne măiculița Domnului, să vină nu știu care, să rămân eu fără usul și ciolanul de ros. Doamne ferește, mai ceva ca și oaia cu coarne. Doamne ferește, uite, parcă și văd, mă duc la posada, la muzeul cinegetic și mă uit. Uite și oaia blondă cu coarne. Cum o fi, frate, aia? Nu știu, nu-mi dau seama. Aoleu, frate! Vine ăla și mă lasă fără novele și fără toate cele. Doamne, măiculița, domnule! Parcă e și mai bună decât cea cu blonda care dorea să se căsătorească și cu Dem Rădulescu. Mai repede cu Dem Rădulescu când stătea la colț de stradă și ponegrea și vorbea. Doamne, măiculița Domnului, să vină ăsta să-mi ia mie de rost. Parcă și aud. Doamne, cum să-mi ia mie așa ceva? Doamne, ferește! Doamne, ferește! Ai nebunit? Îl ponegrim, îl mitocănim, îl facem, îl dregem. Doamne ferește! Sau și dinți.